ședința pe comisii. Dacă sunteți atenți, da? Vă rog frumos, da? Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al Municipiului Mâinești, Județul Bacău, a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Cunoaștem situația, deci doamna consilier dr. Tincu Iliana și-a prezentat demisia, așa că o să solicit Comisiei de Urbanism și dacă e de discutat ceva, dacă nu, supunem la vot proiectul. Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia juridică. Sunt discuții pe marginea proiectului. Dacă nu supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Votatul. Comisia economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva? Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale dezvoltare durabilă a municipiului Mâinești pentru perioada 2014-2020, ediție revizuită în 2018. Comisia de Urbanism, discuții, propuneri pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc, s-a votat. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Revizuirea a făcut-o Oate Mâinești, da? Și s-a făcut, revizuirea ați făcut-o tot la 2011. A revizui înseamnă a actualiza datele. Pentru că sunt proiecte noi care vor intra în axele de finanțare pe port și alte axe, da? Și trebuiau menționate și cele noi în strategie. Da, la 2011. Tot la 2011, nu e pentru că, eu, să știți că l-am lecturat, dar nu l-am avut pe cel vechi pentru a-l pune acolo și... Da, asta a fost necesitatea modificării. Mi-a sărit un pic la învățământ acolo, populația școlară, fiecare sală de clasă, vreo 44,2 elevi, mi se par, la momentul actual, cam mult și nu e. După aceea la natalitate, la rata natalității. Deci nu tot s-a lucrat la actualizarea celor cifri, s-a lucrat doar la introducerea tabelului de proiecte care urmează să intre la contractare. Dacă nu, supunem la vot cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt întrebări, discuții, propune. Dacă nu supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Mâinești la data de 30.06.2018. Comisia de Urbanism. Discuție pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul, forma propusă de inițiator, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, votată unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva, nu. 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Mâinești pe anul 2018. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, supunem la vot, cine este pentru, împotrivă, se abține cineva. 9. Proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin Agenția Națională pentru Locuințe, situată în municipiul Mâinești, Județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot, cine este pentru. Împotrivă, se abține cineva. Mulțumesc. S-a votat unanimitate. Comisia juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului.
Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? Unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt discuții, întrebări? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată? 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren către Ministerul Educației Naționale pe durata realizării lucrărilor de execuție a obiectivului Grădinița cu program normal numărul 9, municipiul Muinești. Este un proiect depus la Ministerul Educației încă de acum 5 ani. Acum se lucrează la proiectul tehnic, au solicitat și atribuirea terenului. Este vorba de acea grădiniță cu program normal situată între sediul nou al parchetului și blocul Greci. În fostul parc. Mulțumesc. Comisia de Urbanism, dacă aveți discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votată în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, punct, Schelă, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Trebuie și membrii Comisia de Licitație. Doi consilieri. Da. Să vă rog să faceți propuneri, comisia, dacă... Dar au fost numiți în ședința trecută? Nu, ăla este alt teren. Alt teren, da? Da. Dacă vreți să rămână tot aia... Tot aia. Tot aia, tot aia dacă da? Tot a fost, da. Domnul Ionceanu. Domnul Ionceanu. Domnul Ionceanu. Domnul Ionceanu. Și domnul Ionceanu. Da? Da. Deci, propunerea... O să punem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții, întrebări pe marginea proiectului. Vorba de cele 2,93 de hectare. În zona stației ministeriale. Pentru tot așa o exploatație. Am văzut redevența la 30 de lei. Conform prețului stabilit la asociațiile care au... Da. Dacă sunteți de acord cu comisia... Propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat proiectul și membrii comisiei. Comisia Economică. Dacă mai sunt alte propuneri privind membrii comisiei, întrebări, discuții? Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada atelierilor numărul 26, județul Bacău. E vorba de acel chioșc care a aparținut Panimon, a fost vândut, noul proprietar a solicitat concesionarea terenului. Mulțumim. Dacă sunt alte discuții, dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia Economică. Dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petrom S.A. Comisia de Urbanism. Discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia Juridică. Discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu participă la vot. Domnul Bălan. Domnul Bălan. Da, mulțumesc. Comisia Economică, dacă sunt întrebări, discuții, dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu mulțumesc. Domnul Sandu nu participă la vot.
14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului situat în municipiul Moinești, strada Oborului, numărul 14, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul propuneri. La vot. Poftiți. Două propuneri. Pentru comisia de negociere, doi reprezentanți din partea comisiei. Deci o comisie de negociere. Da? Doi consilieri, da? Da, da. Vă rog să faceți o propunere. Tot cei doi membri, da? Tot. Facă, vă arată aici. Numai dacă vor, la licitație, numai dacă vor. Adică, contractul ăsta, iau și mă. Da. Supunem la vot propunerea. Da. Pentru domnul Emircean și domnul Ingrian. Da, cum rămân acolo. Deci supunem la vot Comisia de Urbanism. Cine este pentru? Împotrivă, se abține ceva, mulțumesc. Comisia juridică, propunem la, supunem la vot propunerea făcută pentru cei doi consilieri. Cine este pentru? Împotrivă, se abține cineva, votat în unanimitate. Comisia economică, dacă mai sunt alte propuneri, dacă nu supunem la vot proiectul și cei doi membri, cine este pentru? Împotrivă, abțineri. Proiect de hotărâre privind aprobarea punerii la dispoziție în vederea împăduririi a unei suprafețe de teren degradat, aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, situat în zona dealul Bâtca, municipiul Moinești, județul Bacău. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul dotare ambulatoriu Spitalul Municipal de Urgență Moinești. Doamna secretară, rog. Da, am rugămintea să vă exprimați avizul pe comisiile de specialitate pe un material modificat și completat acum înaintea ședinței, în sensul diminuării listei de investiții de la suma de 1.846.723, fiind eliminate unele poziții de dotări, la valoare de 7.166.81 lei. Am de proiecte de hotărâre, cel de la punctul 16 de pe ordinea de zi și de la punctul 17 de pe ordinea de zi, vor conține această modificare. Da, da. Această valoare modificată. Mulțumesc tare mult. Comisia de Urbanism, dacă aveți întrebări. Dacă nu, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local, numărul 90 din 20.05.2018, privind aprobarea acordului de parteneriat cu Spitalul Municipal de Urgență Moinești, în vederea realizării proiectului dotare ambulatoriu Spitalului Municipal de Urgență Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, punem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ceva? Mulțumesc. S-a Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări, discuții, marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local. 78.
din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielor legate de proiectul Reabilitare Termică Imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții, întrebări pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi suplimentară. 1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom S.A., în vederea realizării proiectului Forajul și echiparea sondii 94 Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu avem, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Domnul Bălan nu participă la vot. Aprobat proiectul. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sandu nu participă la vot. 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SC OMV Petrom S.A. în vederea realizării proiectului Forajul și echiparea sondelor 91 și 92 Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Bălan nu participă la vot. Aprobat proiectul. Mulțumesc. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Sandu nu participă la vot. 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești, în favoarea SC OMV Petrom S.A., în vederea realizării proiectului Forajul și echiparea sondei 460 ST Moinești. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Bălan nu participă. Da. Votat. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul Sandu nu participă la vot. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice. Adaptarea la teren a proiectului tip conform normativelor în vigoare și asistența tehnică pentru 12 grădinițe, regiunea Nord-Est, județele Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, cuprinse în proiectul privind reforma educației, lot 6, pentru grădinița cu program numărul normal numărul 9, cu 3 săli de grupă, municipiul Moinești, de sub Bacău. Faza studiu de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 66/2018, proiectant SC Euro Building ID SRL București. Comisia de Urbanism, discuții pe tema proiectului. Dacă nu sunt, supunem proiectul la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? S-a votat în unanimitate. Comisia juridică, discuții pe marginea proiectului. Dacă nu sunt, supunem la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul... Votat în unanimitate. Comisia economică, dacă sunt întrebări sau discuții. Dacă nu sunt, supunem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ședința pe comisia la sfârșit. Urmează ședința în drept.
În continuare a ședințelor comisiilor de specialitate, derulăm ședința de plen a Consiliului Local al Municipiului Moinești. Aceasta a fost convocată prin dispoziția primarului numărul 715/2018, cu respectarea prevederilor legii 215, republicată, cu modificările și completările ulterioare legii administrației publice locale. Vă informez de asemenea că ședința este legal constituită, fiind prezent un număr de 16 consilieri din cei 19 validați în funcție. Pentru aprobarea procedelor verbale întocmite la ședințele Consiliului Local din data de 26, 29 iunie și 10 iulie, consult plenul dacă există obiecțiuni sau completări asupra conținutului acestuia, care a făcut obiectul transparenței decizionale. Nefiind obiecțiuni față de conținutul publicat, supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 26 iunie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc! Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat procesul verbal al ședinței din 26 iunie. Supun la vot procesul verbal al ședinței ordinare din 29 iunie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost aprobat și procesul verbal al ședinței ordinare din 29 iunie. Supun la vot procesul verbal al ședinței din 10 iulie 2018. Cine este pentru? Mulțumesc. Voturi împotrivă, abțineri, nu sunt. Cu unanimitate de voturi a fost adoptat și procesul verbal al ședinței extraordinare din 10 iulie. Dau cuvântul domnului președinte de ședință pentru a parcurge ordinea de zi, cu precizarea că la punctul numărul 5 de pe ordinea de zi, privind validarea unui mandat de consilier local, vom da citire raportului Comisiei de Validare, respectiv domnul președinte Murcial, domnul consilier Murcial, urmând festivitatea de depunere a jurământului în fața Consiliului Local și a primarului municipiului Moinești. Bună ziua! Punctul 4. Proiect de hotărâre privind constatarea de către Consiliul Local al municipiului Moinești de sub Bacău a încetării de drept a unui mandat de consilier local. Inițiator, primarul municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Înainte de a da avizul Comisia Juridică, vă rog să-mi permite să vă spun pe domnul Consiliu, dacă este de acord cu cele două puncte. Da, este de acord. Deci Comisia Juridică avizează cu 5 voturi pentru asta. Ordine. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Și raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Se împotrivește cineva? Nu. Se abține cineva? Nu. Deci proiectul a fost validat în formă în care a fost și inițiat. Punctul 5. Dăm cuvântul domnului Nemirceac, da? Raport privind examinarea legalității alegerii unui consilier în Consiliul Local al Municipiului Moinești, județul Bacău, desfășurată la data de 19.07.2018. Comisia de validare, aleasă pe întreg mandat, prin hotărârea numărul 70 din 23.06.2016, formată din Nemirceac Ion, președinte, Băsii Ioan, Ion secretar, Ienea Pavel, Iulian, Pascalini, Nine, Alexandru, Paloșanu, Mirel Membri, a examinat în conformitate cu dispozițiile articolului 31 aliniatul 3 din legea numărul 215/2001 privind administrația publică locală republicată cu modificările și completările ulterioare, legalitatea alegerii în funcția de consilier local a doamnei Alăzăroaiei Raluca Maria. Comisia de validare a constatat faptul că locul de consilier al doamnei Tincu Liliana Angela a devenit vacat prin încetarea mandatului de consilier local înainte de expirarea duratei normale, ca urmare a demisiei. Prin adresa numărul 691 din 14.07.2018, Partidul Alianța Liberalilor și Democraților, Organizația Județeană Bacău, propune pentru validare pe locul rămas vacant pe doamna Lăzăroaie Raluca Maria, supliant pe lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților.
Potrivit articolului 100, aliniatul 33 din legea numărul 115/2015 pentru alegerea autorităților administrației publice locale, pentru modificarea legea administrației publice locale numărul 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea legii numărul 393/2004 privind statutul aleșilor locali. În caz de vacanță a mandatelor de consilier aleși pe liste de candidați subleanți, vor ocupa locurile devenite vacante în ordinea în care sunt înscriși în liste, dacă, până la data validării mandatului pentru ocuparea locului vacant, partidele politice sau organizațiile cetățenilor aparținând minorităților naționale din partea cărora au candidat subleanții confirmă înscris sub semnătura conducerilor județene ale partidelor politice sau ale organizațiilor cetățenilor aparținând minorităților naționale, că subleanții fac parte din partidul politic respectiv sau din organizația cetățenilor aparținând minorităților naționale. Am încheiat citatul. Consultând lista de candidați a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților de la alegerile din 5 iunie 2016, se constată că doamna Lăzăraie Raluca Maria este membru suplean. Având în vedere adresa organizației județene Bacău a Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, numărul 691 din 14.07.2018, prin care confirmă că doamna Alăzăroaie Raluca Maria face parte din acest partid politic, propunem Consiliului Local al Municipiului Moinești validarea mandatului de consilier local. Semnează Dimitra Ghion, președinte, Văsion, secretar și membrii Ienea Pavel Iulian, Pascalini, Nine Alexandru și Baloșanu Mirea. Mulțumesc, domnule președinte. O să dau citire proiectului de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Rugând-o pe doamna consilier să se pregătească pentru depunerea documentului. Deci, proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești. Consiliul Local al Municipiului Moinești, având în vedere prevederile legale și văzând raportul Comisiei de Validare, pe care l-a exprimat domnul președinte, hotărăște. Se validează mandatul de consilier local în Consiliul Local al Municipiului Moinești al doamnei Alăzăroaie Raluca Maria, supleant pe lista Partidului Alianța Liberalilor și Democraților, la alegerile locale din 5 iunie 2016. Articolul 2. Cu data intrării în vigoare a prezentei, doamna consilier Alăzăroaie Raluca Maria va face parte ca membru din Comisia pentru Activități Economico-Financiare, Social-Culturale, Culte, Învățământ, Sănătate și Familie. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine supun? Mulțumesc. Având în vedere validarea mandatului, vă rog să vă ridicați pentru depunerea. Județul Bacău, în conformitate cu prevederile articolului 32, aliniat 1 din legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce îmi stă în putere și în puterea și priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Moinești. Așa să ne ajute Dumnezeu. Da, înainte de a lumina, dați-mi voie să-i urăm succes, să fiu mesagerul dumneavoastră, să ne fie de folos în Consiliul Local și sper ca și doamna doctor
să fie de activă, să ne fie alături în tot ceea ce ne propunem de aici încolo. Felicitări, vă rog. Punctul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei locale de dezvoltare durabilă a municipiului Moinești pentru perioada 2014-2020, ediția revizuită 2018. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Cine se abține? Nimeni. Deși punctul 6 a fost validat în forma în care a fost redactat. Punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetelor municipiului Moinești la data de 30.06.2018. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține cineva? Nu. Și punctul 7 este validat în forma în care a fost și redactat. Punctul 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al municipiului Moinești pe anul 2018. Inițiator primarul municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 8 a fost validat. O precizare, domnule președinte, votează și doamna consilieră. Da, 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 păi da? Sigur, păi de aia a fost punctul 5. Sunteți prezentă, da? De acum pot să votez. Proiect de hotărâre, punctul 9, proiect de hotărâre privind repartizarea unei locuințe construită prin Agenția Națională de Locuințe, situată în municipiul Moinești de sub Bacău. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 9 a fost validat în forma în care a fost și redactat. Punctul 10. Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui teren către Ministerul Educației Naționale pe durata realizării lucrărilor de execuție a obiectivului grădinița cu program normal numărul 9, municipiul Moinești. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 10 a fost validat. Punctul 11. Proiect de hotărâre privind aprobarea accesionării prin licitație publică a unui teren situat în municipiul Moinești, punct Schelă, județul Bacău, inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă cineva? Se abține cineva? Nu. Și punctul 11 a fost validat în forma în care a fost și redactat. Punctul 12. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitație publică a unei suprafețe de teren situată în municipiul Moinești, strada atelierului numărul 26, județul Bacău, inițiator domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 12 a fost validat. Punctul 13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unui teren situat în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petrom S.A. Raport Comisia Juridică. Aveți favorabil cu 4 voturi, domnul consilier Bălan, nu participă la vot. Corect. Raport Comisia Economică. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru, domnul Sandu Teodor nu participă la vot. Raport Comisia de Urbanism. Aveți favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține cineva? Deși punctul 13 a fost validat. Punctul 14. Proiect de hotărâre pentru aprobarea vânzării prin negociere directă a terenului situat în municipiul Moinești, strada Oborului numărul 14, județul Bacău.
Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia de negociere formată de domnul consilier Mircea, domnul consilier Enea. Corect. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru și cu propunerile pentru comisie. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 14 a fost validat în forma în care a fost redactat. Punctul 15. Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii la dispoziție în vederea împădurirea unei suprafețe de teren degradat aparținând domeniului privat al municipiului Moinești, situat în zona dealul Bâtca, municipiul Moinești de sub Bacău. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Punctul 15 a fost validat și trecem la treabă. Punctul 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate pentru proiectul dotarea ambulatoriu Spitalul Municipiului de Urgență Moinești. Inițiatorul primar al Municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi. Cine este pentru? Da, împotrivă? Se abține cineva? Nu. Punctul 16 a fost validat în forma în care a fost redactat. Punctul 17. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 90 din 25.05.2018 privind aprobarea acordului de parteneriat cu Spitalul Municipiului de Urgență Moinești în vederea realizării proiectului dotarea ambulatoriului Spital Municipal de Urgență Moinești. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Și punctul 17 a fost validat. Punctul 18. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local numărul 78 din 24.04.2018 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul reabilitare termică imobile Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci punctul 18 este validat în forma în care a fost și redactat. Punctul 19. Diverse. Nu, sau suplimentare. Ordinea suplimentară, mă scuzați. Da. Da. Deci, ordinea suplimentară. Punctul 1 de la ordinea suplimentară. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situat în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petrom S.A. în vederea realizării proiectului Forajul și echiparea sondei numărul 94 Moinești. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi, nu participă la vot, domnul consilier Bolan. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, domnul Sandu Teodor, nu participă la vot. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci punctul 1 la ordinea suplimentară a fost validat. Cu excepțiile respective care au fost domnul Sandu și domnul Bălan. Proiect de hotărâre numărul 2. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situată în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petrom S.A. în vederea realizării proiectului forajului și echiparea sondelor numărul 91 și 92. Inițiator, domnul primar al municipiului Moinești. Raport, Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi. Nu participă la vot, domnul consilier și inginer Bălan. Raport, Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, domnul consilier Sandu Teodor, nu participă la vot. Raport, Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Cineva împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci, în forma în care a fost prezentat și aprobat de către dumneavoastră, punctul 2 de la ordinea suplimentară a fost validat. Punctul 3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea închirierii unei suprafețe de teren situate în extravilanul municipiului Moinești în favoarea SCOMV Petrom S.A. în vederea realizării proiectului Forajul cu echiparea sondei 460
Stănești, Moinești, Sete, cred că de la Stănești vine, nu știu. Nu știu, domnul dumneavoastră știți, Sete Moinești, inițiator domn primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 4 voturi pentru, nu participă la vot domnul inginer Bălan. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru, domnul consilier Sandu Teodor, nu participă la vot. Comisia de urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Comisia, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Punctul 3 a fost validat în forma în care ați și aprobat dumneavoastră. Trecem mai departe la punctul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economic. Ce tehnico-economice adaptarea la teren a proiectului de tip conform normativelor în vigoare și asistență tehnică pentru 12 grădinițe, regiunea Nord-Est, județul Bacău, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui, cuprinse în proiectul privind reforma educației. Lot 6 pentru grădinița cu program normal numărul 9, 3 sel de grupă, în municipiul Moinești, județul Bacău. Faza studiu de fizabilitate și a indicatorilor tehnico-economici, proiect numărul 66 din 2018, proiectant SC Euro Building IDEA, SRL București, inițiator domnul primar al municipiului Moinești. Raport Comisia Juridică. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Raport Comisia Economică. Aviz favorabil cu 6 voturi pentru. Raport Comisia de Urbanism. Aviz favorabil cu 5 voturi pentru. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu. Deci punctul 4 de la ordinea suplimentară a fost aprobat și validat. Trecem la diverse, domnilor. Le-am pierdut aici. Da. La diverse. Vă rog să vă înscrieți în ordinea în care doriți dumneavoastră. Bineînțeles, domnul primar, la început. Și după care, dintre invitați, dintre șefii de compartiment, cred că ați parcurs cu toții materialul de ședință și ați văzut acea informare făcută, acea informare cu privire la controlul auditorilor de la Curtea de Conturi. Pe data de 19 martie s-au prezentat la Moinești doi auditori, au stat 2 luni și jumătate, a verificat activitatea Consiliului Local și a Executivului, cât și cea de la spital și centrele bugetare de la învățământ. După cum ați văzut în material, sunt 7 puncte de conformitate pentru executiv și 4 pentru celelalte centre bugetare. Eu zic că pentru o activitate de 3 ani, evaluarea făcută de cei de la Curtea de Conturi a fost la obiect și nu cred că sunt puncte care nu pot fi duse la îndeplinire. Parte din ele deja am lucrat la ele, o să vi le aducem la cunoștință la termenele expuse în material. Cred că este o activitate bună și a executivului și a Consiliului Local, cât și a centrelor bugetare și sper că și la controlul de peste 3 ani să avem cel puțin cel mult atâtea puncte cât avem și astăzi. Dacă dumneavoastră aveți ceva de obiectat, vă rog să ne aduceți la cunoștință dacă ceva privitor la audit executat de Curtea de Conturi. Dacă nu, aș vrea să vă fac și o informare privitor la faptul că la ultimele 2 ședințe nu am fost prezent, cea de pe 29, după cum știți cu toții, plecasem în concediu de odihnă dimineața. Concediul a durat până noaptea la ora 2 când mă aflam pe aeroport împreună cu familia. Datorită acelor evenimente produse la Moinești ca urmare a codului portocaliu de precipitații și hidro, m-am întors în oraș și am rămas perioada imediat următoare a acelor evenimente. A fost un eveniment care nu s-a mai produs din 1991 în municipiul Moinești la acest nivel. Pagubile produse au fost evaluate de o comisie numită de Prefectul Județului Bacău, din care au făcut parte cei de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență, de la DSP, DSV, IDSIC, cât și membrii din cadrul executivului. Valoarea despăgubirilor este de 6.500.000 de RON. Deci e vorba doar de ceea ce s-a stricat datorat acestui eveniment, nu de lucrări noi. Acest dosar de evaluare a fost trimis atât la guvern, la prefectură, la guvern, cât și la Parlament, la celelalte ministere de resort, la Ministerul Mediului, Ministerul Apelor și Pădurilor, în speranța că vom primi despăgubiri pentru a realiza aceste stricăciuni atât pe domeniul public cât și la locuințele cetățenilor. Pe data de 9
iulie. Am făcut parte dintr-o delegație condusă de ministrul mediului Garațiela Gavrilescu, alături de președintele Consiliului Județean Prahova și câțiva primari, la sediul Organizației Națiunilor Unite din New York și la ambasada României de pe lângă ONU, tot din New York. Au fost discuții pe dezvoltarea durabilă până în 2030, economia circulară și alte puncte dezbătute cu această ocazie. Dacă vreți detalii, vă stau la dispoziție oricând. Vreau să vă mai informez că am semnat contractul și se demarează lucrările la parcarea din spatele clubului Lira. Contractul este în valoare de aproximativ 500.000 de lei, din care 200 sunt susținute de Petrom OMV, prin acel contract de sponsorizare anual. Este dator din începere, termenul de execuție este de 3 luni. E vorba de la intrarea dinspre clubul Lira până la Casa Căsătoriilor, cu acces pe strada Vasile Alexandrii. De asemenea, ieri am primit o adresă și am fost și sunat de directorul ADR. Luni dimineața la ora 8 voi fi la sediul ADR pentru a semna contractul de anvelopare a clădirilor de la școala George Enescu. Contractul este în valoare de aproximativ 1 milion de euro, face parte din programul operațional regional. Este alături de celelalte două proiecte depuse, Grigore Gogolcescu și clădirea DAS, care sunt în evaluare la Minister. Urmează, cred, în scurt timp să fiu chemat pentru a semna și celelalte două contracte. De asemenea, să vă întrebați de ce am izolat această zonă din Parcul Central. Vom realiza un monument dedicat centenarului, un monument care va fi inaugurat pe data de 8 septembrie, odată cu zilele orașului. Cam atât. Mulțumesc. Mulțumim, domnule primar. Vă rog să vă înscrieți la cuvânt pentru diverse, dacă sunt. Domnul Bejan Costică. Bună ziua, domnilor! Mare respect la domnilor consilieri cu următoarele aspecte pentru care vă rog să verificați, să analizați și să dispuneți vis-a-vis de aparatul propriu primăriei Moinești în referire la următoarele aspecte. 1. E strada de Lenor între pe aceeași lungime de 1000 de metri cuprinsă între intersecția de la podul până la podul, de peste linia ferată, nu veți găsi niciun coș de gunoi. Deși și pe stânga și pe dreapta găsiți tot felul de resturi menajere și nu numai. 2. Deși este obligația primăriei, în totalitate, în cartierul Micleasca, nu veți găsi nici un hidrant. În condițiile în care, mai devreme sau mai târziu, țara este posibil să fie supusă unui conflict militar. Și știu ce spun. 2. Posibilitatea iminentă producerii unui cutremur, unde trebuie să intervină iarăși pompierii. 3. Incendii. Cum este un obicei pe la pompieri, fie nu au apă, fie nu au timp, de unde vor lua apă, nu este niciun hidrant. 3. Pe același segment de stradă și nu numai, veți găsi în zonele spațiilor comerciale Aprex Auto, serviciul de alături, plus cel al spațiu comercial, permanent, pe trotuare, parcate mașini. Se încarcă materiale, se descarcă materiale, pe unele porțiuni sunt depozitate materiale. Spuneți-mi și mie, domnilor de la Poliția Locală și Poliția Statală, câte amenzi ați dat și ce măsuri legale ați luat împotriva ăsta. 4. Pe bărâul Găzului, în fiecare zi, începând ora 13, se deversează ape reziduale. De vreo 3 ore am chemat pe cei la Protecția Mediului la fața locului. Și acum, dacă mergi pe ora 13, veți găsi aceeași mizerie pe bărâul Găzului. Ce măsuri ați luat? În altă ordine de idei, la Găzărie, la spălătoria lui Catană Vasile, mașinile spălate sunt scoase din spălătorie, plantate pe trotuare și acolo se curăță cu aspiratorul, se face toată curățirea mașinii. În afară de asta, din spălătorie, iese apă cu spumă pe trotuare. Domnule de la Protecția Mediului, ziceți-mi și mie, ce ați făcut, ce măsuri ați luat, Poliția Locală, Poliția Statală, ce măsuri ați luat, nominal. Altă spălătorie, în fața trustului. De câteva săptămâni, în afară de spațiu scos din spațiu verde, închiriat acestei firme, zilnic, o mașină, una de culoare albastră, altă de altă culoare, este plantată pe iarbă, ușile deschise, aerisit, n-are nicio treabă. Nimeni de la primărie nu a deranjat. Spuneți-mi și mie, domnilor, la cele două instituții plus Protecția Mediului. Aveți habar? Vreo măsură legală?
Alt aspect negativ. Domnul de la Poliția Locală și Statală și astăzi erau trei bagravori la Cerșii, aceiași în fiecare zi, la Pene și la Lidl. Ziceți-mi și mie câte amenzi le-ați dat ăstora. În afară de asta, de câte ori ați sesizat protecția copilului, pentru că acolo găsiți zilnic, după ce pleacă ăștia majori, vin aia minori. Începând de la 3-4 ani și până la 11-12 ani, între 2 și 5 minori. Măsuri legale. La podul de pe râul Urmiriș. Șerp, v-am mai spus în ședință, șerp cât cuprinde. Șomorani cât cuprinde. Ziceți-mi cei de la protecția mediului dacă ați luat măsuri. Și nu numai. Pe râul, pe râul Tazlău Sărat, astă toamnă, astă iarnă, în primăvară am trecut pe acolo, de la intrare în Moinești până la ieșire, spre Ardeoan, toată gama de resturi menajere, de gunoi din grajduri, de veselă, vasă, tot ce vreți, îmbrăcăminte, tot ce vreți, găsiți în apa. Dați-mi și mie, domnule, la protecția mediului, informări făcute la Apele Române, informări făcute la mediu, informări făcute la Garda de Mediu. Sau măsurile luate de dumneavoastră împotriva celor riveranilor care își duc aceste mizerii în apa Tazlăului Sărat. Scuzați-mi termenul și energia cu care mi-am spus punctele de vedere, dar cele două compartimente nu se regăsesc și ideea mea este să fie desfințate. Nu se regăsesc. Dați un raport de activitate fiecare. Și atunci am prezent scuze. Dar până atunci vreau să vă văd cu activitățile pentru care v-a acuz că nu le-ați executat. Atât. Am alte aspecte tot la fel importante și de imputat salariaților primăriei Moinești, dar în altă ordine de idei, sau vă spun tot acum. Ieri am avut onoarea și plăcerea deosebită de a mă întâlni cu domnul director, fost director al liceului Comulcescu, Mihai, care locuiește actualmente în Bacău. Și vă reamintesc onora care mai știți celorlalți care nu știți, că domnia s-a fost profesor la al actualului rege al Marocului, în Maroc. De asemenea, în acea perioadă a avut întâlniri tete-a-tet cu doi actori francezi la domiciliile lor, Alain Delon și cu Brigitte Bardot, ceea ce din România n-am auzit până acum prea mult să fie avut întâlniri, să discuții la domiciliile lor tete-a-tet. Este o solidaritate în domeniu. A fost invitat de către dumneavoastră la o festivitate, la club, dar invitația a ajuns la dumnealui la 3 zile. Vinerea s-a avut festivitatea, luni a primit omul invitația. De rest vă las pe dumneavoastră să trageți concluziile. Respect, respect, respect pentru valorile orașului. Nu respect și nu respectați. Atât. Mulțumesc, domnul Vedan, foarte, chiar vă mulțumim, interesant ce spuneți. Sper să-i dea răspunsul de la mediu, domnul Vejan. Domnul Nevirceag, următorul pe listă. Domnule președinte, domnule primar, domnule primar, în cuvântul dumneavoastră ați invocat faptul că v-ați întrerupt concediu și ați fost la în localitate cu acele ploi, pagubele care s-au produs acolo. Aproape în fiecare zi și eu am fost în zona respectivă. Vin cu două propuneri și rog compartimentul proiectări din cadrul primăriei Moinești să facă un proiecte, proiecte, proiectări, cie, cu acel pod de pe Martir Crișar. Știți care e? De la intrare, deci. De la Găburici, de acolo. Trebuie făcut ceva, ridicat un pic mai sus, pentru că nici nu se poate intra să-l decolmatăm cum trebuie. Mi-a parvenit o informație că persoana, știți, în fiecare an, sau e un ciclu cam la 2 ani, în 2016 am mai avut inundațiile respective, pe 22 decembrie, acolo la numărul 1, îl inundă, am înțeles că ar vrea să se mute de acolo. Putem să-i găsim. Nu, care are cu vagonul? Bă, ăsta, nici nu știu dacă are vagonul. Sau gabă, doamnă. Zidana,
cine apostolii, apostolii. Apostolii domnule, care i-am atribuit acum un modul de la... Știam că la Moinești, la... I-am atribuit un modul. Ar vrea să se mute de acolo, să-și facă o locuință în altă parte. Avem în zona respectivă, posibilitatea unui teren. În zona respectivă, nu știu. E o propunere, o luăm în calcul. Da, da. Acum nu l-am întrebat. Acolo sau, știu eu, în Hangani, în Moinești, undeva pe teritoriul Moineștiului. Am ascultat cele spuse de domnul Bejan. El s-a referit, spus Consiliului Local. Eu știu, că Poliția Locală, Garda de Mediu, toți se prezinte un raport în ședința următoare, să vină cu o informare, cu un raport asupra activității desfășurate de... Da. Mulțumesc, doamne. Da. Cine mai dorește, vă rog? Dacă nu mai doriți, eu vreau, având în vedere că închei mandatul meu de președinte, așa, aș vrea să vă mulțumesc, în primul rând, și să scuzați eventualele, știu eu, neîmplinire ale mele, de la început, numai 3 luni, nici nu se ridică copilul să le dea mână, da? Și încă o dată, doamne consilier nou, îi spun bine ați venit în rândul nostru, s-a întinerit Alianța Liberală, e bine, așa, și vă rugăm să fim cât mai activi și de aici încolo, pentru a putea ca municipiul nostru să prospere pe noi culpi, pe noi trepte. Domnul Bejan, sigur ați atins puncte corecte, firești, normale. Eu zic o simplă chestiune, acolo unde au acces, o cameră de luat vederi, curent avem, de unde se pune niște mici camere de luat vederi și acolo și eu sigur o să se ferească fiecare de asemenea așa. Și luate măsuri radicale ca să ajungem la un... Să ne mândrim că suntem în Moinești. De fapt, asta ne dorim cu toții. Fidelitatea se face cu măsuri dure și foarte dure. Acum, foarte dure, aș spune noi că ne ducem spre ruși, dar noi putem să înțelegem că suntem normal la cap. Adică, dacă nu, le dăm măcar un... Dom'le, atâta amendă te așteaptă, asta mai spuneam eu. Eu scriem pe verso. Dacă nu rezolvi în 2 luni, în 2, în 3, situația care arată trist, uite ce te așteaptă pe verso. Și nu cred că îi convine nimănui. Dar nu l-amendăm din prima. Dăm avertisment. Că și la poliție e un îndreptar. Poliția nu e, vine direct și te achită, te lichidează. Nu. E normal să întâmpini omul cu un avertisment. Vă mulțumesc și încă o dată o zi plăcută și multă sănătate. Dacă permiteți, vă rog. Rugăm, având în vedere consultarea vacantării de drept a mandatului de consilier, rugăm Comisia Economică să-și desemneze președinte. Propun pe domnul Sandu Teodoru. Deci, Comisia Economică, unanimitatea a desemnat președinte al Comisiei, pe domnul consilier Sandu Teodoru. Da. Declar închisă ședința, clar, ca să putem merge acasă și poftă mare pentru cei care n-au...